Proiectul de buget al municipiului Iași a trecut la cea de-a treia încercare cu 14 voturi pentru și 2 abțineri. În precedentele ședințe, plenul nu a dat aviz favorabil proiectului în condițiile în care nu a existat o majoritate în acest sens. La ședința Consiliului Local au participat doar 20 de consilieri în condițiile în care mai mulți dintre consilierii USR Plus au lipsit din plen. Un consilier USR Plus, Cezar Baciu, a votat alături de majoritatea construită în jurul primarului de la PNL și PM. Votul acestuia a fost primit cu urale și aplauze. Din cei 9 consilieri ai USR Plus, doar 2 au fost prezenți, iar PSD s-a abținut din nou de la vot. Surpriza a fost totală când unul dintre consilierii de la USR Plus a votat bugetul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vot. 14 voturi pentru, 2 abțineri. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Iași pe anul 2021 a fost aprobat. Vă mulțumesc! Declar închisă ședința. Majoritatea consilierilor de la USR Plus au lipsit. Cezar Baciu, un inginer de 26 de ani, a votat alături de PNL și PMP pentru trecerea proiectului de buget. Primarul i-a mulțumit acestuia pentru vot. Votarea bugetului este o etapă din viața firească acestui oraș, în care administrația, primăria, propune Consiliul Local un buget pe care Consiliul trebuie să-l analizeze și să-l voteze. Este o obligație legală a consilierilor locali. Vreau să mulțumesc celor care au votat pentru, toți membrii de partid din Consiliul Local al Partidului Național Liberal, la care s-au adăugat cei 2 membri ai Partidului Mișcarea Populară, domnul Briaur și doamna Ciornea, și a venit un sprijin care este, să spunem, punctat la maxim din partea unui consilier USR. Bogdan Balanișcu, consilier PSD, consideră că votul dat de Cezar Baciu reflectă o problemă internă a partidului USR+. Se pare că USR-ul la nivel intern are o problemă și de abordare, și de unitate, și de consecvență în ceea ce face ca acțiuni la nivelul Consiliului Local. Urmează de acum parte de implementarea bugetului. Noi rămânem consecvenți pe ceea ce spunem de mai bine de 2 luni de zile, și ceea ce am spus și în ședință, că pentru deblocarea Iașului și pentru ca lucrurile să funcționeze la nivelul orașului nostru, nu este suficient doar să treacă bugetul, ci este nevoie de o asumare printr-o majoritate simplă la nivelul Consiliului Local pentru implementarea acestui buget. Zed Chichirău a anunțat că va propune excluderea din partida lui Cezar Baciu. Odată cu votarea bugetului s-a deblocat accesarea fondurilor europene, iar salariații din educație vor primi banii pentru munca depusă.